Duh Sfânt, dătător de viață și mângâietor al celor cu credință, pogoară-ți privirea asupra mea, cel ce se roagă acum ție, căci am ales să fac din această seară prilej de a stărui la toate cele bune pe care mi le-ai dăruit azi. Și deși trupul mi-e obosit, inima mi-e plină de recunoștință și de liniște și de pace. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat și pentru tot ce mi-ai arătat în această zi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat și pentru tot ce mi-ai arătat în această zi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat și pentru tot ce mi-ai arătat în această zi. Amin. Sfinte și atotputernice, Doamne, Cel ce cu nespusă blândețe ai iubit pe cei ce te-au rănit și te-au batjocorit, și pe cei ce cu necredință te-au primit, și încă și pe cei ce moarte ți-au dorit, Cel ce ai poruncit să iubim pe vrăjmașii noștri și să-i îndemnăm spre credință și pe cei ce ne hulesc și ne îndeamnă la rău, și să ne rugăm pentru ei și să-i iertăm, tot așa cum Tu ne ierți pe noi, cei cu păcate multe. Dă-ne, Doamne, putere din puterea Ta și grabnică și statornică înțelegere și răbdare, ca și atunci când sunt mâhnite sufletele noastre de amărăciunea faptelor celui necurat, să nu cădem în patima mâniei sau să slăbească credința noastră în Tine, ci ocrotește-ne, pururea, și apropie-te de noi și ajută-ne ca să putem trăi în spiritul împăcării și al blândeții creștinești. Dă-ne să iertăm din inimă toate vătămările ce ne-au fost trimise, iar voința răutăcioasă să o învingem cu smerenie creștinească și cu iubire și cu răbdare și cu încredere în atot biruitoarea voia Ta. Tu, apropie-te de noi și unește-ne în sfânta mântuirea Ta și îndură-te de noi, Tu, Cel ce umilești și apoi înalți, Cel ce îndrepți și tămăduiești sufletele celor cu credință și fără de credință, și Cel ce ești zid neînvins în fața tuturor dușmanilor, văzuți și nevăzuți. Dă-le, Doamne, vrăjmașilor noștri, pacea adevărată și iertarea păcatelor, și nu-i lăsa, Doamne, să părăsească viața pământească fără a cunoaște credința adevărată și puterea Ta nemăsurată. Iar nouă, dă-ne, Doamne, putere să răsplătim răul cu bine și să fim pururea feriți de ispite și de primejdi, și să Te putem slăvi și mări și mulțumire să Îți aducem în tot ceasul. Amin. Și anume, această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte, și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi
e o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!